Rică Răducanu a petrecut în Giulești de ziua lui. Fostul jucător de la Real Madrid, Van der Vaart, i-a cântat la mulți ani rapidistului. Rică Răducanu a împlinit 77 de ani și a sărbătorit în Giulești. El a dat lovitura de început la meciul rapidistelor de la handbal, unde s-a ținut de glume. E cel mai mișto așa când te iubește lumea și simți că mergi pe stradă, încă mai mă știe lumea, mă cunoaște. Chiar dacă ăștia tineri nu, spune bătrânece, uite-l pe ăsta, știi pe ăsta. Rică Răducanu a renunțat la petreceri, acum sărbătorește acasă cu sarmale. Cel mai frumos cadou spune că l-a primit acum aproape 60 de ani, când a venit la Rapid. S-a luat la fugă pe fabrică, că lucra pe bandă acolo. Ei, la toată lumea, am plecat, sunt la Rapid, mă. Acasă la mine, deja acum era belea mare. Lăutare, toți lăutare de pe lume. Rapidistele au făcut cadou lui Rică Răducanu victoria cu Bistrița. S-au impus la 7 goluri. Olandezul Van der Vaart a venit pentru prima dată în Giulești și le-a făcut galerie rapidistelor. This is nice, you know, small, but singing the whole match, if they put 10,000 people, they also come, so it's fantastic. Hopefully next season they win something.